Această emisiune este sponsorizată de lasvegas.ro. Fraților, suma tuturor respectelor, bine v-am regăsit la episodul cu numărul 214. Vă trebuie să recunosc că m-au rupt și pe ultimul live, dar și în episodul cu numărul 213. Nu sunt într-o formă senzațională, nu se poate așa ceva. Dacă n-ați văzut live-ul, fraților, live-ul de sâmbătă seara, trebuie să-l revedeți sau să-l vedeți, să-l urmăriți, că ca să vă dați seama cât de pervers este acest joc. Bă, nu există niciun termen de comparație, n-ai cum. Uitați-vă la biletele pe care vi le arăt aici, unele dintre ele jucate, da, pe live-ul de sâmbătă seara. Deci biletul pe care îl vedeți pe ecran, pe care am investit 2200 de lei, am avut gol marcat Spania, fraților, am pariat la pauză pe cotă 1.87 în finala cu Anglia. Pe ultimul bilet, cel de sus, în cotă 2.01, 2.000 de lei, am jucat peste 1.5 goluri marcate în meci pe minutul 60-70. Și Spania ratează penalti minutul 90 plus 8. Deci încă o dată se demonstrează faptul că tu nu ai nici măcar un rol în acest joc. Doar să investești ca prostul bani grei munciți de tine și pe urmă să stai la mâna sau la piciorul unor derbedeuri. Cum să rateze, mă, la penalti minutul 90 plus 8 în finala campionatului Under 21. Aveam, fraților, un posibil câștig de 8.000 de lei pe cele două bilete, da? Erau 2.000 și cu 2.000, erau 4.000 și cu 4.000, erau 8.000 de lei. Bă, tată, bă, e un concediu. Și a fost atât de supărat de nu mai revin, mă. Pe urmă, mai pus și vreo 30 de milioane că dă gol farul la pauză cu șep și nimic, mă. N-am jucat derbedeia lui Hagi nimic, mă, și-au bătut joc de fotbal. Și practic cu o mână ei la jocul ăsta cu două dai, dacă nu ești atent. Chiar aș vrea să urmăriți episodul pentru a înțelege încă o dată că, bă, poți să fii un donator exemplar la pariuri sportive, dacă nu ești puțin atent, pentru că până la urmă tu stai la mâna unor nemernici, da? Care se ratează penalti și ție ți-au bani din buzunar. Nu există așa ceva. Poate miercuri seara facem live înainte de și pe durata meciului între Viitorul și Sheriff Tiraspol. Mă tem că e omoare ea Paul Hagi. Încă să vedem, să întreacă starea asta de lehamită, de greață pe care o am. Că și pierzi bani, atunci pe moment parcă e șocul ăla, nu-l simți așa tare, dar pe urmă ești așa un pic avariat. Deci s-ar putea ca miercuri seara să ne vedem pe live, vă țin la curent, fraților, până atunci. Și cam asta e treaba cu jocul ăsta. Pe urmă, cota 2 de duminică, Tromso nu marchează cu Valerenga, 0-0. Și să nu mai vorbim, cota 2 de sâmbătă, am avut X pauză, mă, și minutul 45 plus 3, lovitură liberă, da, șutează nemernicul ăla, minge de viață de zi și balonul se duce în poartă, mă. Cred că e bine că nu m-a trăznit în ziua respectivă ăla, ce ghinion am avut, mă. Putea să vină moartea cu coasa să mă fulgere în mijlocul străzii. Și cum să rateze, mă, penalti, minutul 90 plus 8 și minutul 45 plus 3, tu ai X pauză și el îți dă gol, minge de viață din zi. N-ai, mă, cum așa ceva, mă? Deci cine nu înțelege acest joc sau cine crede că dacă în acest joc n-ai noroc, bă, tată, poți să-ți parie și casa pe o cotă de 1.20 și să o pierzi. Exemplele astea sunt cele mai bune pe care vi le pot oferi. Uite, am văzut un bilet câștigat pe lasvegas.ro, 10.326 de lei câștigați. Nu prea am mai văzut bilete în ultima perioadă câștigătoare, bine, nici nu e marfă, dar tare mă tem că lumea donează. Aici, uite frumos, peste 2.5 galbene în a doua repriză, da? Jucat pe Anglia cu Spania, la cotă 1.73, primul set câștigat de Alcaraz și a jucat galant, nu câștigă set cu Sinner. Interesant, cotă 4.23, fraților, a investit 2.382 de lei pe acest bilet. Repet, câștigul este de 10.326 de lei și ce mi-a plăcut, că acest jucător a vânat și bonusul acela de 3%, s-a încadrat în promoția cu bonus de 150%, începând de la 3 selecții pe lasvegas.ro și a avut un bonus de 231 de lei. Bă, când nu-i ai și ești în pompă la benzinărie și vezi că nu, sau când te duci acolo la casă să răsplătești berile și vezi că nu se mai ajunge nici de o sticlă de whisky, bunis 231 de lei. Grila de Bozunsane, fraților, știți prea bine, o găsiți pe partea de promoții.
pe lasvegas.ro cu bonus de 150% începând de la 3 selecții. Deci bonusul pe lasvegas.ro pleacă de la minim 3 selecții, cota minimă per selecție trebuie să fie de 1.30. Dacă ajungi, Doamne ajută, la 25 de meciuri prinse, ai bonus de 150%. Făcusem eu într-o zi cu cineva un calcul, deci dacă poți să găsești 3 miliarde 750 de milioane, ceva de genul ăsta, făcusem noi un calcul că vrem să încercăm și câte 25 de meciuri, nebunii din asta. Uite, la 10 meciuri ai cu 25% mai mult dacă le lovești, la 15 meciuri ai cu 50% mai mult bonusul dacă lovești biletul jucat pe lasvegas.ro. Găsiți grila de bonusare, fraților, acolo pe lasvegas.ro. Acum haideți să ne mutăm puțin atenția pe ofertă. Starea de lehamite încă ne afectează, asta este evident. Și când te uiți, fraților, pe oferta de marți, să vezi ce dracu să joci în Champions League calificări și vezi acolo Lincoln cu Karabakh, Žalgiris cu Struga, Hamrun cu Maccabi Haifa și Rakov cu Flora Tallinn, ești donator din prima. Balcanii Ludogorets, Klakajvi cu Ferencvaros. Ia și joc-o pe asta, bă, tata. Haideți să vedeți prostul de mine pe ce a pus 850 de lei, cota 2 de marți, fraților. Žalgiris cu Struga. Dracu să joci. 1x-ul 4,5 golul 1,26. Klakajvi cu Ferencvaros, x2 și sub 4,5 1,3. Și Hamrun cu Maccabi Haifa, x2 și sub 4,5 1,37. Hai să spun și raționamentul din spatele acestei investiții. Am mers practic pe favorite adăugând și x-ul, ca să fiu și mai precaut. Atât Žalgiris, Ferencvaros, cât și Maccabi sunt favorite. Băi, și m-am gândit că fiind tur preliminar de UEFA Champions League, sezonul când a început poate nu se omoare ăștia și nu-ți dau câte 5 goluri. De asta am zis că bă, hai să joc cu 1x, x2 și x2. Maccabi Haifa are 1.30 ceva la victorie în deplasare, Ferencvaros 1.30 ceva, Žalgiris favorit acasă. Dar nu cred totuși că vom vedea câte 5 goluri în meciuri de acest gen. De asta am jucat duble și goluri. Sper să nu mă ardă, Doamne ferește, cu 850 de lei după pățanie de sâmbătă. Trebuie să jucăm un pic la recuperare. Hai să ne ducem pe biletul în cote 3 și 15 pe marți. Am și un meci de tenis pe el, de pe tablou feminin. Și dacă tot vorbeam de tenis, o să mă întorc puțin pe lasvegas.ro pentru că am văzut o promoție nouă pe Wimbledon. Atenție, luați un pariu gratuit de 40 de lei. Trebuie să plasați un bilet cu o miză minimă de 80 de lei pe orice eveniment, fie la simplu, pe orice eveniment la simplu de la Wimbledon, fie live, fie pre-match. Cotă totală mai mare sau egală cu 2,50, două meciuri pe bilet. Indiferent dacă biletul este câștigător sau pierzător, primiți pariul gratuit de 40 de lei. Deci nu uitați, două meciuri, simplu Wimbledon, cotă minim 2,50, 80 de lei miza, ai luat înapoi 40 de lei pariu gratuit. Multă baftă, găsiți promoția pe lasvegas.ro. Văd că ține până pe 16 iulie. Multă baftă, luați-le banii și pe tenis. Haideți să vedem biletul în cote 3 și 15. Dacă tot vorbeam de meciuri din tenis, în Świątek, un meci greu cu Bencic, o întâlnește acum cu Svitolina, e că mulți dintre băiați și la o cafea cu Svitolina, haideți să recunoașteți. Minim 19 game-uri, fraților, la cotă 1.58 pe lasvegas.ro, tare mult mi-a plăcut această cotă, adică Svitolina să facă 7 game-uri. 6 și cu 6 Świątek ar însemna 12 și până la 19 mai e nevoie de 7 game-uri. Un 6-4, 6-3, nu mai vorbim de un 7-5 în primul set, ai 12 game-uri, ai pupat. Șanse mari să bifăm această cotă 1.58, apoi am Rakow cu Flora Tallinn. Rakow am văzut că e favorită 1.16, 1.15, care la victorie a luat 1 și între 2-6 goluri la cotă 1.49. Și Olimpia Ljubljana cu Valmeira, 1 solist, 1.34, nici dracu nu știe cum au gândit bookmakerii, de ce au dat 1.34. Am încercat să mă informez, am intrat puțin pe Transfer Market, m-am uitat la valoarea loturilor, cât dracu valorează Olimpia Ljubljana. Nenorociți ăștia și necunoscuți ăștia de la Valmiera. Mai mult atât, trebuie noroc ca să câștigi pe așa ceva. Haideți să vedem acum cota 2 de miercuri, am jucat-o cu 850 de lei. Astana Dinamo Tbilisi 1 sub 4,5 goluri și Farul cu Sheriff Tiraspol între 2-6 goluri. Bă, asta nu îmi pierde acasă, are 1,85 la victorie. Poate că vedem un egal, un 1-1 sau un 1-0 pentru Astana.
Și dincolo la Faro cu Sheriff Tiraspol, între 26 goluri, la peste 1,5 goluri, avem cotă 1,44, chiar bună. Și practic nu se așteaptă la un meci cu goluri. Iar la între 26 goluri avem cotă 1,50. Eu zic că e acceptabil. Oricum am mai văzut o cotă interesantă, o să vedeți pe biletul în cotă 3, dar până atunci vreau să vă reamintesc aici în descriere. Dacă o faceți cont pe lazegas.ro, primiți un pariu gratuit de 50 de lei, măcar aia 50 de lei, da? Să-i jucați pe poșircile astea de meciuri din calificări UEFA Champions League. Deci aveți un pariu gratuit, fraților, fără depunere. Nu trebuie să depuneți absolut nimic, că m-ați tot întrebat. Bă, nu trebuie să depuneți. Doar trebuie să faceți cont prin linkul pe care noi îl lăsăm aici în descrierea acestui live. După validarea contului primești un pariu gratuit de 50 de lei. Au mai fost persoane care au zis că ei n-au primit, că nu erau valizi pentru bonus. N-am înțeles de ce, pentru că au fost sute de jucători care deja au jucat cei 50 de lei. Deci în mod normal, dacă faceți cont prin linkul de aici sau prin linkul de pe pontul nostru, e același lucru. Trebuie să primiți pariu gratuit de 50 de lei. Hai să vedem și cota 3 de miercuri. Fraților, am jucat un două meci. Ce spuneți de asta? Această cotă 2, dacă aș fi avut mai mulți bani în conta ta și nu trebuia din nou să fac depunere, mai am un pic și mă bag în banii de concediu, bă, doamne ferește. Faro Sheriff, gol în ambele reprize, cotă 2,10. Deci dacă dacă stăteam bine după live-ul de sâmbătă, poate jucam o sumă mai mare pe această cotă, dar poate suntem pe live și vedem. Deci gol în ambele reprize, cotă 2,10 și am jucat Haken cu TNC. Auziți aici, Haken cu TNC. 1 și între 2,5 goluri la 1,43. Deci așa am făcut cota 3, pe care am investit doar 300 de lei pentru un posibil câștig de 900 de lei, suficient, fraților, pentru un astfel de bilet, ales că ai cotă 2,10 la gol în ambele reprize la Faro cu Sheriff. Poate ne bombardează aia destul de bine și cine știe, vom vedea și gol. Oameni buni, cu scuzele de rigoare, doar 4 bilete pentru episodul cu numărul 214, suficient. Vă las pe voi să investiți mai mult, dacă credeți că e cazul. Eu cred că am băgat suficient și am încercat să câștig, dar uneori, dracu, nu se poate. Și cam ăsta e, frate. Mulțumesc tare mult pentru atenție. Hai că poate ne revedem miercuri seara pe live. Să fiți sănătoși, pariați responsabil. Această emisiune este sponsorizată de LasVegas.ro.